S-o pune cât bine. Salut, supare din Republica Moldova și din România. Suntem astăzi miercuri, 27 iulie 2022. Ne-am întors de la mica noastră vacanță și mai facem la stupi. Luni ne-am întors, ieri am terminat cu inversarea corpurilor. Ca să înțelegeți ce am făcut, am făcut exact metoda care o practică Grigore Scutar, de la ea au preluat-o și familia Bloșenco și Sergiu Chetroi și mai mulți apicultori. Am inversat cuiburile, adică ramele goale de miere, ramele care au fost extrase, au venit pe poziția, uite ca să prezint, puteți aici, în corpul de desubt, și cuiburile în corpul 2, pe poziția a doua, pentru a fi mai ușor de hrănit albinele, de le dat hrană proteică, de pus tratamentele, de când o să fie nevoie de hrănit și cu hrană glucidică. De asta le-am inversat, plus am selectat, am sortat ramele. Totodată, mergând cu inversarea, am sortat ramele la topit, am foarte multe rame la topit, pentru că în timpul verii, după cum știți, am mai ridicat rame din cuib, care au fost mai negri, mai urâte, plădite foița, și acum le-am dat la topit, urmează să le topesc, în fiecare seară topesc două turi cu topitorul meu, care l-am mai prezentat eu în filmuleț, adică durează destul de mult, dar nu e atât de greu, că pun în topitor și bag la aragaz, e ușor. Și acum și facem, încă o dată, 27 iulie. Acum suntem, adică nu noi, familiile de albine sunt pe vârful de infestare cu acareanul Varroa. Trebuie acum auzi tratamentul ăsta. De fapt, sunt trei tratamente care le consider eu care trebuie să le facem obligatoriu. Ăsta e tratamentul de primăvară, tratamentul acum, uite, la sfârșit de iulie, și tratamentul de toamnă, în lipsa totală a puietului. Uite, astea sunt trei tratamente care obligatorii trebuie să le facem. Printre ele, fiecare de acum știi, așa faci. Și pentru că avem temperaturi de astea destul de înalte, nu putem face acum tratament cu un piretroid, adică un tratament care la bază are substanța activă tauflovalinat sau flumetrină. E clar că trebuie să folosim amitrazul sau acizi organici, adică cine folosește oxalicul sau formicul. Eu am hotărât să le pun Amipol T, adică niște benzi impregnate cu amitraz, plus mai conțin și extract de cimbrișor, adică timolul. Și plus turta proteică. Turta proteică, dar știu să vorbesc, hai că o să... Așa s-o obișnuit eu, cam mult vorbesc. O să prezint ce fac. Am aici așa un ajutor azi. Azi-s boier, mă ajută cineva și merge de treaba destul de repede. Îmi pregătește tratamentul. Eu doar tratamentul, turtele, am pun în buzunar. Eu doar le administrez. Hrana glucidică până una alta nu este nevoie de dat, pentru că cântarul mi-arată 200-300 de grame în fiecare seară, cu toate că nu prea am idee de la ce adun albinuțele. Familiile se prezintă binișor. Ia stai, Aurel, că o să ridic o ramă, două chiar. Să vedem care situația. Uite aici, cred că se vede larvar, puiet căpășit. La fel. Hai să vedem și ramele care le-am mai băgat eu la... Am spart cuibul, majoritatea le-au umplut cu miere. Asta e cu miere un pic de
Păstură, hai, o să merg chiar pe cuibă aici. Deschid o familie să vedem. Mierea și păstura. Hrana proteică acum o dăm nu pentru că nu avem păstură sau polen în stupi. O dăm pentru a proteja rezerva asta, să avem cât mai mult timp în stup. Așa, aici e ouatul de porțiune asta sau o ramă care a fost extrasă și am spart cuibul. Pe partea asta mai puțin. Uite aici, tot. E o palmă, de fapt e o palmă de puiet. Ou și larvar. La fel o ramă care am dat-o la ouat. Uite, atâta e ouată. Cât s-o vedea pentru că bate aici și umbra și pe partea asta la fel. Uite, atâta e ouat. Adică totuși rama care am dat-o pentru ouat. Uite, a doua ramă e pontată. Altă ramă, aici iar. Uite, până aici ea. Se vede. Cred că în filmare se va vedea, nu știu. E ou. Puțin ou, adică doar pe margine, în rest larvar care se căpășește. E o jumătate de ramă aici, poate mai bine de jumătate de ramă. Iarăși, asta o ramă care am dat-o la ouat. Porțiunea asta e ouată toată. Aici de acum se căpășește. Uite, din trei rame care le-am dat, toate trei conțin ou, larvar sau ceva căpășit. Încă o ramă cu puiet. Să vedem și asta e tot puiet. Cam aici sta puietul, nu le-am numărat câte rame. Cam aici sta puietul pe unde am îmblat. Eu sunt mulțumit, deși puiet este. Ultima ramă, hrană lucidică, polen. Încă o dată, turta proteică o dăm nu pentru faptul că nu avem polen în stupi, o dăm pentru faptul ca polenul ăsta să ajungă cât mai mult timp, adică ultima generație de puiet de anul ăsta, din toamna asta, să hrănească cu polenul dat și prima generație din anul următor. De asta îl protejăm și acum cât putem noi să dăm turta proteică, adică ne permite timpul să dăm turta proteică, trebuie de dat turta proteică, de păstrat în stup cât se poate de mult hrana proteică pe care o avem. Dă Aurel tratamentul, ia nadă și pachetul cu tratament. Tratamentul, uite așa, în tripuiet, două benzi la fiecare stup. Tratamentul mai prezent o dată, Amipol T, Amitraz plus Timol. Și hrana proteică, Apiluc jumătate de kilogram și Dulcofruct, super proteica de la Dulcofruct, încă jumătate de kilogram. În față, uite aici las locul dacă când o veni nevoia să bag, să pun hrănitorul. Uite în felul este ea. Spre uimirea mea, sau cum să spun, ieri am lucrat, am inversat cuiburile, cu toate că cules aproape zero, adică ceva foarte puțin, încă o dată 200 de grame pe zi plus la cântar, adică dacă consum albina cam 400 de grame în perioada asta, păi ar fi consumul ei de 400 de grame plus 200 de grame, ar fi vreo 600 de grame la zi. Asta ar fi foarte, este foarte, foarte bun. Și vine cineva să fie. Și nu dau albin la furtișag. Uite asta, am lucrat, am inversat, am hărțuit ramele, le-am verificat, le-am scuturat, că am scos ramele încă o dată care la reformă.
dai în tratamentul. Cât e de bine că n-ai ajutoare. Pac, pac, merge treaba. Turta proteică Apiluc. Turta proteică de la Dulcofruct. Super proteica de 10,5% proteină. Bag în felul următor, pentru că citind ingredientele care sunt în turtă, adică una conține un fel, alta conține alt fel, și am zis să le dau aici să aibă tot ce au nevoie albinele, să găsească în ambele turte, adică și nu este una, să se găsească în alta. Treaba merge destul de repede. Albinele liniștite. Apă consumă mult. De cald e cald. De plouat nu ne plouă. Uite, cam asta e treaba de tratamentul. Tratamentul, după cum știți, benzele este, le pun cu agrafe și cu închibrit ca să coboare cât mai mult în jos. Asta e una. La mâna a doua nu mi încurc dacă pun aici turta proteică sau hrănitorul, nu mi încurc, nu iese benzele astea în sus. Dacă ar fi să le dau o gaură, să bag o scobitoare sau un chibrit acolo. Plus că dacă este un tratament de contact, amipolute, să aibă contact albina cât mai mult cu el, adică o suprafață cât mai mare. Știu că în România nu există tratamente de felul ăsta, am în vedere amitraz pe benz. Mulți, destui stupi, adică cam 1 la 3, 1 la 4, au rămas doar pe un singur corp, pentru că odată sortate ramele negre pentru topit, ramele care au rămas, le-am grupat câte 10 în fiecare corp de tratamentul și au rămas stupi care sunt doar pe un singur corp acum la moment. Adică nu am mai pus câteva rame în fiecare corp de la parter ca să prind doar locul. Mai departe văd cum consumă turtele, că am și de la Dulcofruct, am și de la Apiluc, și vor fi înlocuite pe parcurs cele care vor fi consumate, vor fi înlocuiți cu altele. În Republica Moldova e problema turtilor, problema că nu se găsesc și e și un preț cam pipărat. Acum din cauza seșetii, cu toate că albinele aduc un pic de polen, să știți că polenul e de calitate joasă. Chiar dacă vedem noi la Urdiniș că vin albini cu polen, cantitatea de proteină brută din polen este foarte joasă. Și dacă nu ajutăm acum albinele, dau rău. După cum am spus, o să începem să-i trecem la pomelnic, să-i bocim de prin noiembrie. Cine nu o să dea proteină, cam asta o să fie. Prețurile sunt pipărate, dar asta este, am început să hrănim cu 2 săptămâni mai degrabă în comparație cu anii trecuți. Probabil vor mânca cu vreo 4 turte mai mult, cam în perioada asta de toamnă. Albinele consumă cam 1 kg de proteină la săptămână. Uite, anul ăsta e exact ca în anul 2020, când am avut seștă ca așa anul ăsta, de fapt. Cum am văzut eu că e o problemă atunci în stupi, m-am uitat în luna august, dacă vă uitați acum
2 ani în urmă o să vedeți. Bine, așa, nu, să vadă, cred, aceeași procedură o fac. M-am uitat prin stup și prima și am văzut și nu mi-a plăcut. Larvele de albină erau uscate pe fundul celulei. M-am gândit că să nu fie o boală, hai de tratamentele. Am urcat în mașină și am plecat la Grigore Scutare atunci. Puteți să vedeți filmarea din 20, de prin luna august, anul 20, în luna august, când am mers la domnul Grigore Scutare. Și acolo am văzut alte situații, adică larvele notau un lăptișor de matcă, cum trebuie să fie, pontat bine în pirame. Am fost atunci la Sergi Chetroi și la Maia și cu Sandu Bloșenco, același lucru l-am văzut. Și atunci a fost primul an când am dat eu turtă proteică toamna. Am văzut care era diferența. Pentru că chiar și ieri și alaltă ieri mă sună apicultorii, aceeași întrebare mi-o dau mulți dintre apicultori. Domnul Midrigan, dacă am mere destul în stup și le lăs, mai trebuie să le dau și turta proteică? Păi sunt două lucruri diferite. Hrana energetică e hrana energetică, hrana proteică e hrana proteică. Hrana energetică la albine le ajută să însuși denumirea de hrană proteică, ca să zboare, să aibă energie de zbor, să facă călduri, mișcări. Cum ar fi benzina sau motorina în rezervorul de la mașină. Hrana proteică e ceva material, adică în fiecare corp, chiar și noi, este alcătuit, sau cum să spun eu, din proteine. Proteinele sunt cărămizile din care suntem făcuți toți. Și dacă nu există, adică la o mașină ar fi ceva material, o roată, motorul, știu eu ce. Poți să ai rezervorul plin cu benzină, dacă nu ai o roată, nu te miști. Ca să înțelegem, în momentul când nu există proteină în stup sau este proteină de proastă calitate, nu va fi crescută o generație de albine calitativă, pregătită pentru iernat. De la 1 august, aproximativ, în zona unde mă aflu eu, ouăle pontate de matcă vor fi și albinele care vor ierna. Mai avem, adică, 3 zile, când zic în... Începe creșterea puietului pentru iernat. Și poți să ai și 30 de kilograme de miere în stup, dacă nu este proteină, calitatea albinilor care vor fi crescute pentru iernat va fi foarte proastă. Plus, se începe de pe la mijlocul lunii august, poate ceva mai târziu, 20 august, în zona unde ne aflăm noi, începe formarea țesutului adipos, adică corpului gras la albinele care vor ierna, și dacă nu este proteină destul în stup, canci, cum spune Eduard Rotaru, nu mai facem nimic. Cam asta, hai să nu lungesc, mai ai? Hai că încă unul, da? Pentru unul mai ai? Uite cât e de bine de mers, de lucrat când cineva îți pregătește totul. Pe când am mers prin România, apicultorii cu mai mult stup cam toți au ajutoare. Eu, ca de obicei, lucrez singur. Azi s-a oferit verișorul ăsta să mă ajute și-a lăsat lucrul lui și-a venit să mă ajute. Pentru care îi mulțumesc mult. Când i-a trebuit și lui ceva, și-a face singur. Dar pe ce-i gândit cum mă duc și eu? Hai, îmi dai și două turte. Eu am plecat pe turte. Pleacă după turte, da. Nu
Uite cam așa de curge lucru, liniștit. Albina nu bâzâie deloc. Nici nu are pentru ce bâzâie. Dimineața mai bâzâie un pic. Mai pleacă la flori, pe la ora 4 mai zboară puietul un pic. Adică albina tânără iese la zborul de orientare. Și cam asta e tot zborul în timpul zilei. Și să vă spun, eu vă spun o zi bună la toți și dați-i cu tratamentele și cu hrana proteică, că de altfel aici unii mă aflu sășita, nu unii mă aflu eu, toată Republica Moldova, numai că este diferit încă o dată. Unii am fost săptămâna trecută în nord, am văzut și știulezi de porumb, la noi nu există așa ceva, doar ca usturoi s-a făcut porumbul și s-a și uscat. Bine, o zi bună vă spunem la toți!